toamnă, Consiliul Local, domnule primar, permiteți să mă prezint mai întâi, Daniel Borghi mă numesc, sunt reprezentantul prefectului, desemnat prin ordinul 355/20/10/2020. Prin acest ordin a fost convocată și ședința pentru ceremonia de constituire a Consiliului Local, în Bureni, respectiv pentru data din 26-10, ora 11, și întrucât numărul de consilieri local de 13 stabilit în ordinul prefectului numărul 225 din 14-7-2020 pentru Consiliul Local Ungureni a fost validat numărul de 12 consilieri, sunt întrunite astfel condițiile legale pentru această convocare, astfel încât rog pe domnișoara secretar al Comunei să dea citire încheierilor prin care au fost judecătoriți din 16-10, prin care au fost validate mandatele consilierilor locali. Prezență de altfel aici. Vă rog. Bună ziua, bine v-am găsit. Prima oară voi da citire cu încheieri finale pentru validarea consilierilor locali. Din data de 16 octombrie 2020. Judecătoria Bacău, secția civilă. Ședință, Camera de Consiliu de la 16 octombrie 2020, completul compus din președinte Iulia Monica Enache și grefier Georgiana Ștefania Constantin. Pe rol judecătoria cauzei civile privind PPTN, secretarul general al Comunii Ungureni, având ca obiect validare mandat consilier, la apelul nominal făcut în ședință din Camera de Consiliu au lipsit părțile. Instanța a constatat faptul că prin serviciul de registratură s-au depus relațiile solicitate, nemai fiind alte cereri, instanța constată cauza în stare de judecată și rămâne în pronunțare asupra cererii formulate prin încheiere. Pentru aceste motive, numele legii dispune. Validează mandatele următorilor consilieri locali declarați aleși pentru Consiliul Local al Comunei Ungureni. Dobriță Costel, candidat pe lista Partidului Social Democrat. Dobraniș Mirel, candidat pe lista Partidului Social Democrat. Chiribău Ioan, candidat pe lista Partidului Social Democrat. Durac Dumitru, candidat pe lista Partidului Social Democrat. Burta Maria, candidat pe lista Partidului Social Democrat. Munteanu Eugen, candidat pe lista Partidului Social Democrat. Bibere Marius Lig, candidat pe lista Partidului Social Democrat. Florea Gheorghe, candidat pe lista Partidului Social Democrat. Munteanu Tudor, candidat pe lista Partidului Social Democrat. Moise Vasile, candidat pe lista Partidului Social Democrat. Dragomir Gelu, candidat pe lista Partidului Național Liberal. Bibere Constantin, candidat pe lista Partidului Național Liberal. Invalidează mandatul domnului Bibere Vasile din funcția de consilier local, ca urmare a renunțării acestuia la mandat. Prezenta încheierii se comunică de îndată prefectului și secretarului general al Comunii Ungureni, acesta din urmă având obligația de comunicare potrivit articolului 114 alineatul 5 din codul administrativ. Pronunțată astăzi, 16-10-2020, prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței. Bun, în continuare rog pe doamna secretar să ne precizeze cine este cel mai în vârstă consilier prezent de altfel aici. Din evidență rezultă că cel mai vârstă consilier este domnul Bibire Constantin, născut la data de 21-3-1944, iar cei mai tineri consilieri aleși sunt domnii Munteanu Eugen și Bibire Marius Lipă, născut la data de 28-10-1977, respectiv 18-10-1975. În cazul ăsta, prima ședință de constituire este condusă de decanul de vârstă, domnul Bibere Constantin, dacă am înțeles bine, ajutat de cei doi mai tineri. De altfel, sunteți la masa prezidiului. În continuare, să facem citire jurămintele pentru consilier. Invită domnul Bibere, are listă? Da, domnul Bibere are domnul listă. Domnul Bibere, vă rog pe listă să indicați fiecare consilier să se prezinte pentru a depune jurământul. De ordine alfabetică. Lista consilierilor locale în ordine alfabetică. Bibere Constantin, urmat de Bibere Marius Bibere. Aveți jurământul în față, dacă...
să vă dicăm noi și noi astăzi. Subsemnatul liberii constante. Vă dicăm mai să spunem și mâna. Mâna. E cel mai important. Subsemnatul liberii constante, consiliar local, în conformitate cu prevederile articolului 117 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind aprobarea codului administrativ cu modificări și completări ulterioare. Depun în fața Consiliului Local Guvern următorul rămân. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ungureni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc, domnule. Hai să vă două exemplare, unul la dumneavoastră și unul la dosarul de construire. Să rugăm să dați în continuare în altă citire consiliilor care vor urma. E încredințat, în motorul. Ai spus, Marius. Stai să ne ajutăm. Constituția și legile țării și să fac o bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ungureni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Da, mă auzi partea întâi. Nu vă dimiți. Să audeți, domnul Bibine. Deci a prezentat domnul consilier Dobraniș Mirea. Care a depus jurământ. Vă mulțumim, domnul Dobraniș. E o problemă. Sperăm să fie. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ungureni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumim, domnul consilier. Dobriță, nu? Da. Nu observat. Felicitări, domnule. Nu observat. Am observat, nu e tot ce scrie pe hârtie. Da, dar nu trebuie să eu, nu? Nu mai jurăm. Am la cunoștință că se numește domnul Dobriță. Vă rog, de la început, chiar de la început. Subsemnatul Dragomir Ceaușescu, vreau să respect Constituția și legile țării și să fac
bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ungureni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Senatul, drag Dumitru, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot... Tot cu ceea ce înseamnă cu căile și priceperea mea pentru binele și locuitorii comunei Ungurie. Așa se numește Dumnezeu. Am arătat ochelarea. Vă mulțumesc, George. Subsemnatul Florian Gheorghiuțiu, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce este puternic și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ungureni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ungureni, așa să ne ajute Dumnezeu. Tot ceea ce înstă puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ungureni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Tot ce este în putere și priceperea mea, pentru binele locuitorilor comunei Ungureni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Da, vă mulțumesc, domnul președinte. Sunt 12 deci din 13 când sunt stabiliți cu de proiect, deci avem nevoie de un suplean. Doamna secretar, vă rog să precizați din partea cărui plătit și un suplean, trebuie să spunem. Da. Supleantul... Ținând cont de faptul că un consilier local declarat ales a fost invalidat de către judecătoria Bacău, respectiv domnul Bibire Vasile, motivat de faptul că a optat pentru funcția de primar, ne aflăm în situația în care este necesară validarea unui supleant care urmează a se valida conform articolului 119 din Codul Administrativ. Astfel este necesară validarea mandatului supleantului din partea Partidului Social Democrat. Bun. Potrivit articolului 118 din Codul Administrativ, Consiliul Local este constituit dacă se prezintă și își depun jurământul un număr de consilier local mai mare decât jumătate decât numărul celor aleși. Având în vedere că s-au prezentat 12 consilieri din 13, Consiliul Local Ungureni este constituit. În acest moment, doamna secretar, vă rog să dați citire încheierii prin care a fost validat mandatul de primar al Comunei Ungureni. Judecătoria Bacău, secția civilă, ședința din Camera de Consiliu de la 9 octombrie 2020,
Completul constituit din președinte Alexandru Popoveniu, prefier Laura Gorgan. În numele legii dispune, admite cererea, având ca obiect validare primar, formulată de petentul Biroul Electoral de Circumscripție Comunală numărul 89 Ungureni, cu sediul în Comuna Ungureni, județul Bacău. Validează alegerea numitului Bibire Vasile, domiciliat în sat Bibirești, Comuna Ungureni, județul Bacău, în funcția de primar al Comunei Ungureni, județul Bacău. Prezenta anterii se comunică de îndată prefectului județul Bacău și secretarul general al UAT Comuna Ungureni. Dată în Camera de Consiliu și pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței astăzi 9.10.2020. Domnule președinte, în ședință vă rog să-l invitați pe domnul primar ales să depună jurământul. Repetați după mine. Sunt semnatul Bibere Vasile, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și principiile mea pentru binele locuitorilor Comunei Ungureni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. După mulțumesc. Bun. În calitate de reprezentant al prefectului, vă precizez că în termen de 3 zile de la ținerea acestei ședințe se va emite ordin de al prefectului prin care se va constata legalitatea constituirii acestui Consiliu Local, deci Consiliu Local în Ungureni. Vă felicit, domnule. Mulțumesc. Vă ajută, doamne, scuzați. Bun. O rog pe doamna secretar să dea citire obligațiilor pe care aleșii locali, domnul primar și dumneavoastră, domnul consilier, le aveți în calitatea exercitării acestor funcții. Dar voi începe cu a vă prezenta prevederile articolelor 227 până la 230 din codul administrativ privind incompatibilitățile aleșilor locali și conflictul de interese. Regimul incompatibilităților aplicabil funcției de primar și viceprimar, primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al Consiliului Județean, consilier local și consilier județean după caz, este prevăzut în cartea 1, titlul 4, din legea numărul 161/2003, cu modificările și completările ulterioare. Alesul local aflat în conflict de interese, în condițiile prevăzute de lege, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru soț, soție sau rude, ori afin până la gradul al doilea inclusiv, orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligații, o societate la care deține calitatea de asociat unic, ori funcția de administrator sau de la care obține venituri, o altă autoritate din care face parte, orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către aceasta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acesteia, asociație sau fundație din care face parte. În exercitarea funcției, consilierul local, aflat în una din situațiile prevăzute la alineatul 1, are obligația să anunțe la începutul ședinței Consiliului Local interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al ședinței. Ulterior anunțării interesului personal, consilierul local nu mai este luat în calcul pentru formul necesar adoptării hotărârii Consiliului Local cu privire la care aceasta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. Actele administrative emise, ori adoptate, sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alineatului 1 sunt lovite de nulitate absolută, în condițiile legii numărul 176/2010, cu modificările și completările ulterioare. Fapta aleșilor locali de a încălca prevederile alineatului 1 și legislația în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maxim 6 luni. Aleșii locale au obligația să întocmească, să depună și să actualizeze declarații de avere și declarații de interese
în conformitate cu prevederile legii 176/2010 cu modificările și completările ulterioare. Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declarației de avere și de interese prevăzute de lege atrage sancțiunile prevăzute de legea numărul 176/2010 cu modificările și completările ulterioare. Eu acum v-am atașat și extrase după prevederile legale, da? Cu dispoziții generale. Fiecare dintre consilier local parte are posibilitatea. Așa și le veți studia. Vă mulțumesc, doamnă, domnul Șarpe și secretarul. Domnule Bibire, dumneavoastră, ca președinte al ședinței, vă sfătuiesc să dați cuvântul celor dintre consilierii locali prezenți și, sau a domnului primar, să ia cuvântul dacă aceștia doresc, fiindcă suntem totuși la o ședință de constituire a Consiliului, sărbătoare într-un fel. Vă rog, dacă... Dacă cu colega nostru, din Consiliu, consider că ar avea conflicte de interese, să prezinte acest lucru. Dacă nu are conflict de interese, dacă au ceva de comentat sau de obiecțiuni, să spună cine are cuvânt. Domnul Dobran, nu am obiecții. Vreau doar să felicit pe domnul primar, vreau să felicit întreg Consiliul Local și sper că timp de 4 ani să facem așa cum spune jurământul ceva bun pentru locuitorii comunei Ungureni. Să încercăm acolo unde este bine să facem bine și nu unde este bine să facem rău. Vă mulțumesc și vă doresc succes. Cam același lucru vreau să spun și eu. Felicit, în primul rând, prin domnul primar, consilierii Partidului Social Democrat, la fel și consilierii Partidului Național Liberal, și sperăm să facem o activitate în cei următorii 4 ani foarte bună. Mulțumesc! Dacă mai doriți, împreună cu domnul primar și toți consilierii care am fost aleși acum, să încercăm să ducă la capăt tot ce și-a propus în acești ani de când este primar. Fiindcă s-au realizat multe lucruri bune în Comuna Ungureni și sperăm că poate să fie dusă la bun sfârșit, sprijinindu-l noi din spate, așa cum se zice. Singurul nu va să facă decât cu ajutorul Consiliului Local. Deci să fim la locul nostru și oameni serioși. Vă mulțumesc! Dacă mai dorești cine acasă, să înscrie la atunci, domnilor, din partea PPEC-ului, reprezentat la momentul, vă felicit și vă urez spor la treabă. Domnule președinte, ședința, mea rugămintea, doamna secretar, și am încheiat ședința de constituire a Consiliului Local. Doamna secretar, am întocmit procesul verbal, îi dăm o citire, să vedem și urmează să-l semnăm și număr de înregistrare, dacă sunteți de acord. Proces verbal încheiat astăzi, 26 octombrie 2020, în ședința de constituire a Consiliului Local al Comunei Ungureni, județul Bacău. În baza prevederilor articolului 116 alineat 3 din OUG numărul 57/2020 privind codul administrativ, Iftimera Luca Elena, având atribuțiile secretarului general al Comunei Ungureni, delegate prin dispoziția primarului numărul 206 din 17.07.2020, prin invitația înregistrată sub numărul 5307 din 23.10.2020, au comunicat consilierilor locale, al căror mandate au fost validate, data și ora ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local, convocată prin ordinul prefectului județul Bacău, numărul 355 din data de 20 octombrie 2020, care are loc la sediul sau în sala de ședințe a Consiliului Local Ungureni. Secretarul General al UAT Comuna Ungureni, domnșoara Iftimera Luca Elena, efectuează prezența consilierilor declarați aleși, al căror mandate au fost validate, respectiv Dobriță Postel, Dobraniș Mirel, Chiribău Ioan, Durac Dumitru, Burcă Maria, Munteanu Eugen, Bibire Marius Liviu, Florea Gheorghe, Munteanu Tudor, Moisă Vasile, Dragomir Gelu, Bibire Constantin.
Ședința este deschisă de reprezentantul instituției prefectului județul Bacău, domnul Bogiu Daniel, care a dat citire ordinii prefectului de convocare a consilierilor declarați aleși în ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. Prezentă numărul de consilieri locali aleși la data de 27 septembrie 2020. 12. Numărul de consilieri aleși prezent la ceremonie. 12. Numărul de consilieri aleși absenți. 0. Sunt îndeplinite condițiile prevăzute de articolul 116 din OUG numărul 57, respectiv validarea unui număr de mandate de consilier local mai mare decât primul număr natural strict, mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului Local stabilit potrivit articolul 112 și 171 din OUG numărul 57. Scopul acestei ședințe a fost reprezentat de constituirea Consiliului Local Ungureni de Bacău, urmare alegerilor autorităților publice locale din 27 ianuarie 2020. Conform prevederilor articolului 116 din OUG 57/2019 cu modificările și completările ulterioare, lucrările ședinței de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, al căror mandate au fost validate. Din evidență rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Bibire Constantin, născut la data de 21.03.1944, iar cei mai tineri consilieri aleși sunt domnul Mântuie Ugrien și Bibire Maris Liviu, născuți la data de 28 octombrie 1977, respectiv 18 octombrie 1975, care au fost invitați să ia loc la masa prezidiului și să preia conducerea ședinței. Trecem la drept la închiderea ceremoniei, deci asta ne interesează. A fost depus jurământul. Așa cum am pierdut. În procesul verbal se face precizarea că Consiliul Local al Comunei Ungureni este legal constituit, întrucât au depus jurământul număr de 12 consilieri locali, fiind îndeplinite astfel prevederile legale în materie. Mai departe avem o citire. Secretarul General al Unității Administrative Teritoriale prezintă și consemnează în procesul verbal următoare. Numărul de consilieri locali stabilit prin ordin al prefectului, 13. Număr consilieri locali validați de judecătoria Bacău, 12. Număr de consilieri locali prezenți la ședință, 12. Număr consilieri locali care au depus jurământul la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local, 12. Număr de consilieri care au refuzat să depună jurământul, 0. Nu a fost cazul. Număr consilieri locali care absentează motivat, nu a fost. Consilieri locali absentat, care absentează nemotivat, nu sunt. Așa. Având în vedere faptul că prin ordinul prefectului județul Bacău, privind stabilirea numărului consilierilor locali pentru comisiile locale, municipale, orășene și comunale, pentru Consiliul Local Ungureni s-a stabilit numărul mandatelor de consilier local de 13. Văzând că un număr de 12 consilieri locali declarați aleși au fost validați de către judecătoria Bacău și au depus jurământul, ținând cont de faptul că un consilier local declarat ales a fost invalidat de către judecătoria Bacău, respectiv domnul Bibire Vasile, motivat de faptul că a optat pentru funcția de primar, ne aflăm în situația în care este necesară validarea unui supliant care urmează a se valida conform articolului 119 din Codul Administrativ. Secretarul a adus la cunoștință primarului și consilierilor locali reglementările din legea numărul 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, completată și modificată referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților aleșilor locali. Bun, vă mulțumim. Urmează să scoateți mai asta la imprimare în procesul verbal, că pot să las și eu un exemplar. Rog pe domnul Bibire, președintele ședinței, să semneze acest proces verbal, după ce o scoate doamna secretar de la imprimare. Da, m-am spus să ne așteptați puțin pentru a semna asta cu ședința, să semneați procesul verbal. Mergem în proces. Vă mulțumesc, domnule. Mă retrag puțin cu doamna Domnul Eugen, Domnul Eugen, nu? Nu, nu, nu. Iar v-ați descriptat? Eu cum găsesc părea că din... Nu dau pe mână.
Pentru că nu sunt spală acasă. Dar vreau totul, dacă te zici. Da, vă mulțumesc frumos! Asta nu vreau să-mi spală.